O să ating un subiect sensibil cu Nicol Șerin în momentul ăsta. Așadar, sunați-vă rudele, prietenii, mai ales dacă aveți verișori mai tinerei care sunt interesați și ar vrea să știe despre casting sau ce face viața personală. Da, tumultoasă, rău. Nicol Șeri. Înțeleg că e singurică? Da. Cum e posibil așa ceva? Hai, uite că e posibil atunci când te ocupi de alte lucruri și nu de băieți. Eu știu. Uite ce, Teo, tu ai prieten? Mi-am făcut un prieten. A, ba, am crezut că... Am fost așa până la urmă, am zis, hai mă, să fac un prieten. Prea să uita lumea la mine, asta e singură. Asta e singură, nu e ok. Da, ziceam, cine mă, aș fi vrut să, dar sincer, prefer să fiu mai... Dar nu știu, nu vreau să-mi fac acum așa un desen. Că știi că de obicei când îți faci așa un desen și cum ai vrea tu să arate și cum să fie, e exact opusul. Deci mai bine îmi place să fiu surprinsă. Da. Dar ce fel de bărbat te surprinzi? Nu știu, bărbați inteligenți, cei în primul mai rând. Trecuți prin viață așa, mai șmecheriți între ghilimele sau băieții mai educați, mai civilizați? Nu, mai... nu, să aibă din toate, știi, să nu fie... Și în primul rând trebuie să fie amuzant. Pentru mine contează mai mult. Mare. Bineînțeles că în primul rând și primul lucru pe care îl vezi la un băiat e așa, aspectul fizic și cum deci că prima dată și asta. Aoleu, că nu că mă uit la suflet. Unde te vezi sufletul? Corect. Că merge în locul lui, ai pe frate. Nicol Șeri, gândește bine. N-ai cum să fii atras de suflet dacă nu ești prima dată atras de aspectul fizic. Mi s-a întâmplat să-mi placă un băiat fizic în primul rând și după să descoper că de fapt nu mă potriveam și nu-mi plăcea deloc. M-am îndepărtat, asta fac de obicei. Auzi, Nicol, am și o întrebare. Da. Cum face față tata Șeri la discuțiile astea cu s-a întâmplat să-mi placă? Foarte bine, chiar mă sfătuiesc cu el. Cireșelul cel mare. Mă sfătuiesc cu el. Da? Domnul Cireș, da. Dar e permisiv așa? Da, foarte, foarte. Mai ales că știe că are o fată destul de... așa cu capul pe oameni. Și la locul ei. Are foarte mare încredere în mine și știe că nu o să fac o alegere. Și oricum, înainte să aleg, clar o să treacă pe la el, deci. Să te alegi un iubit la un moment dat mai mare decât tine. Sincer, și eu cred asta, mai ales că dacă am stat până acum, da. Și să știi că nu pot. Adică Baba e împlinit 18, nu? Da. Deci nu clar, pot să... Da, tu ești și foarte matur, ai 18 ani, dar muncești de atâția ani, da, faci și bani, adică... tocmai de asta, și eu tind să cred că nu o să am un... Bun. Băiat foarte eu tână. Eu ți-aș propune ceva. Da. Am o provocare pentru tine. Dar vreau să fii sinceră. Bun. Sinceră. Dacă ar fi să descriem așa câteva tipologii. Ok. Ai fi destul de deschisă și de sinceră încât să le spui dacă ți s-ar potrivi sau nu? După caracter, înfățișare, adică și vezi, vorbim și despre cum gândește, vorbim și despre cum reacționează. Mă, o să vorbesc în cât de mult știu, că nu pot să spun adică despre o persoană. Nu știu, să fie mai rebeli, așa puțin. Mai sincer, cui nu-i place un bărbat mai rebel? Adică când e așa prea cu minte, parcă te plictisești, sincer. Dar cu personalitate, să aibă...